Bună, sunt botezat Romeo și astăzi m-am gândit să vorbesc despre comunicarea cu semenii. Am observat că oamenii, atât pe internet cât și în viața nevirtuală, nu știu să comunice sau nu vor să comunice. Fie le este frică, fie nu comunică din acea frică de a nu greși. De asemenea, am mai văzut că nici măcar primul pas în comunicare, acela de a transmite un mesaj, nu este făcut. Într-un studiu făcut la o universitate din America, la UCLA, s-a observat, au văzut ei acolo, că într-o comunicare dintre două persoane sau de la persoană la persoană există trei componente principale. 1. Cuvântul sau cuvintele. 2. Tonul vocii. Și 3. Limbajul corporal. Da? Eu personal am observat în toate trainingurile la care am fost, în conferințele la care am participat, că în momentul în care ceea ce scos prin cuvinte nu mai este relevant pentru auditoriu, aceia își duc atenția către mișcări, felul cum te miști în sală, felul cum gesticulezi și către tonul vocii tale. Inclusiv eu am făcut acest lucru în momentul în care eram în sală și priveam în față la cel care era vorbitor. Da? Ei, acest lucru m-a dus la concluzia că ceea ce spunem noi contează 7%. Modul în care o spunem este între 35 și 38% și ceea ce vedem este 55%. Da? Deci, cam peste 90% din impresia pe care ne-o facem noi este că nu are legătură cu ceea ce spunem. Da? Ați înțeles. Bun. Concluzia este că în cazul nostru ne așteptăm la cuvinte frumoase de la cel din fața noastră sau și noi acționăm într-un anume fel pentru a deschide canalul de discuție, canalul de comunicare între noi. Da? În această comunicare între două persoane sau între o persoană și un grup de persoane, esențial să introducem trei componente, alte trei componente. 1. Gândire, deci 1 este gândirea. 2. Este emoția și 3 este acțiunea. Dacă includem aceste trei aspecte într-o comunicare, se deschide canalul. Da? Vreau să încercați și voi. Faceți acest lucru, experimentați și vedeți ce se întâmplă. Da? Acum aș vrea să vă citesc mai exact într-o comunicare când apare ruptura. Deci, când apare o ruptură într-o comunicare. Atunci când ceva ce știu, dar nu simt, comunicarea este lipsită de pasiune. Ceva ce știu, dar nu pun în practică.
comunicarea este una pur teoretică, în momentul în care simt, dar nu știu, comunicarea este una nefondată, în momentul în care simt, dar nu pun în practică ceea ce simt, comunicarea este una ipocrită, da? Ceva ce pun în practică, dar nu știu, comunicarea este una bazată pe prezumții, ceva ce fac, dar eu nu simt, comunicarea este una mecanică. Da? Ei, în tot ceea ce am zis eu acum, poate ați auzit de foarte multe ori cuvântul a simți. Da? Deci simt, este de aproape 3 ori în tot alea. Este important ceea ce simțim, emoția pe care o punem în comunicare. Pentru că emoția este prima simțită de cel din fața noastră. Emoția este cea pe care o punem în cuvânt și o transmitem. Și este simțită de persoana din fața noastră. Da? Emoția o punem în acțiune și o trimitem mai departe către cel din fața noastră sau către cei, către sală. Da? Bun. În concluzie, atunci când punem aceste trei componente, gândire, emoție și acțiune, într-un act al comunicării, se deschide canalul, iar două persoane sau mai multe persoane încep să comunice eficient. Da? Acum, pentru a deschide canalul dintre noi, aici, dorința mea este să scrieți un coment sub video, dar acest coment să-l scrieți invers, adică plecăm de jos în sus. Acțiune, emoție și gândire. Da? Deci vreau să scrieți un coment pur și simplu să acționați. Primul impuls. În acest prim impuls să puneți ceea ce simțiți, emoția pe care o simțiți, după care ceea ce gândiți, adică să transpuneți în cuvinte ceea ce simțiți. Da? Toți. Deci toți scrieți un coment la primul impuls. Nu contează că e bun, că e rău. Deci nu există bun sau rău. Pur și simplu scrie. Da? Bun. Aștept comentariile voastre sub video, ne vedem data viitoare. O zi cu spor!